o emisiune dedicată unor întrebări pe care cu siguranță fiecare dintre noi ni le-am pus la un moment dat, întrebări pe care ni le-au ridicat lecturile noastre sau întrebări pe care ni le-a ridicat pur și simplu conștiința noastră, ni le-au ridicat necazurile prin care am trecut, pentru că, din nefericire, așa suntem. În momentul în care suntem puși în situații limită, începem să ne gândim la ce înseamnă sufletul nostru, la ce înseamnă rațiunea de a trăi frumos și în concordanță cu cei din jurul nostru și în concordanță până la urmă cu ceea ce înseamnă spiritualitatea. Vorbim astăzi despre relația dintre minte și corp, dintre suflet și corp, dacă vreți, dintre, de ce nu, nemurirea noastră a fiecăruia dintre noi, atât în conștiința celor care rămân, a semenilor noștri dragi, dar de ce nu nemurirea aceea din sens, în sensul cel mai pur, în sensul biblic, în sensul teologic. Vorbim despre toate acestea cu domnul conferențiar universitar, dr. Adrian Niță, profesor la Facultatea de Științe Sociale din cadrul Universității din Craiova și de asemenea cercetător științific la Institutul de Filosofie și Psihologie C. Rădulescu Modru. Bună ziua, domn profesor, și vă mulțumesc că v-ați făcut timp să ne fiți astăzi alături, partener de dialog pe un subiect extrem de firav, de gingaș chiar și de dificil totodată. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Nu de puțin timp a văzut lumina tiparului două cărți importante pe care dumneavoastră le-ați avut în grijă și în care ați vorbit, ați tradus, ați pus pe tapet probleme, așa cum spuneam, ale omenirii dintotdeauna, dar parcă probleme despre care în ultima perioadă, așa că tot se spune că suntem în secolul vitezei, am reușit să trecem peste ele. Sigur, viața noastră e foarte rapidă, foarte alertă și probabil că și datorită grijii noastre cotidiene de a merge la serviciu, de a avea grijă de copii sau de părinți și toate problemele pe care le mai avem, de multe ori uităm de problemele acestea extrem de importante și extrem de dificile în același timp, cu privire la bine, la adevăr, la frumos, la prietenie, la iubire și la foarte multe dintre lucrurile care sunt extrem de importante, dacă vreți, nu numai cele cu privire la valori, eu aici am enumerat câteva valori, dar nu numai cu privire Valorile la valori. fundamentale care ar trebui să stea ca temelie până la urmă în educarea fiecărui copil și în modul în care ne construim viața ca și Exact, adulți. exact. Pentru că legat de aceste concepte, sunt și concepte, dar nu sunt numai concepte. Sunt și alte întrebări. De unde venim? Care e rostul nostru în lume? Ce avem de făcut? Ce putem să sperăm? De ce venim la facultate? De ce trebuie să câștigăm bani? De ce trebuie să ne sculăm dimineața la 8 și să venim la facultate? Sau mai știu eu ce să facem, să mergem la serviciu? Deci toate aceste probleme pe care, pe semne că le uităm să ni le punem, dar ele apar, ați subliniat foarte bine că uneori apar chiar și când nu vrem sau când nu ne propunem în mod direct. De multe ori apar în momentul în care suntem în situații limită, pentru că altfel, prinși fiind în vâltoarea de zi cu zi, a treburilor de zi cu zi, uităm să ne mai punem astfel de întrebări. Și mi-amintesc în urmă cu ceva timp o persoană care îmi spunea că în momentul în care a întâlnit persoane care într-adevăr aveau probleme serioase cu privire la starea de sănătate, cu privire la respectarea acelor valori fundamentale pe care le pomeneați dumneavoastră mai devreme, și-a dat seama cât este de norocoasă. Sigur, asta e un lucru foarte bun, e un lucru, cum să zic, fericit că s-a întâmplat să-și dea seama că are lucruri foarte bune și că e posibil sau că era posibil să fie mai rău. Asta este un alt aspect de care vorbește Leibniz, asta se numește optimism filozofic, în sensul că lumea noastră e cea mai bună dintre toate, că e posibil ca să fie alte întocmiri în care fiecare dintre noi să facem sau să pățim niște lucruri mult mai rele decât acestea prin care trecem în viața aceasta. Mi-amintesc că o vorbă din popor spune că niciodată să nu spui că nu poți să reziști, pentru că Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți să duci.
Da, exact. Despre asta este vorba în optimismul filozofic. Leibniz a susținut foarte tare ideea asta, a fost și criticat, bineînțeles. Voltaire a făcut o carte întreagă, un roman, Candide, în care îl plimbă pe Candide prin diferite locuri și arată că, de fapt, lumea noastră e foarte rea și că uite câte grozăvii, câte lucruri rele se întâmplă. Leibniz n-a spus că nu se întâmplă, nu sunt războaie, nu sunt suferințe, nu sunt și așa mai departe, dar el a zis altceva. Așa cum este lumea noastră, cu cantitatea ei totală de bine și de rău, e foarte bună, e cea mai mare cantitate de bine. În alte lumi, noi nu le știm, nu trăim în ele, noi trăim numai în lumea asta. În alte lumi, însă, cantitatea de rău e mai mare. Sau invers, cantitatea de bine e mai mică acolo, în acele lumi. Asta este optimismul. Astfel încât Candide probabil că ar fi trebuit plimbat prin acele lumi, nu prin lumea noastră. Deci Voltaire a făcut, din punctul ăsta de vedere, o foarte clară eroare logică. Referindu-se la când spunem lumea noastră, se referă strict la lumea de pe această Da, planetă și putem să vorbim da. de alte lumi, în alte dimensiuni sau de Lumea lumea fiecărui asta individ. de pe Pământ, da. Pentru că se spune că asta a creat-o Dumnezeu. Dumnezeu putea să creeze și altele, o fi și creat, mă rog, noi însă nu știm, noi nu avem de unde să știm. Nici pe vremea lui Leibniz, nici acum, cine știe dacă și peste câteva sute de ani, nu se va crede la fel. Chiar dacă unii cred în extraterestri și nu știu ce. Asta e altă treabă. Dar în lumea noastră, pe planeta Pământ, e o anumită cantitate de bine și de rău. E, pe alte planete, pe alte sisteme, în alte galaxii, în alte universuri, cantitatea de rău este mai mare. Asta susține Leibniz. Acum mă veți întreba cum se măsoară cantitatea. Asta e greu de... El dă niște exemple. În eseul de Teodicee are niște o poveste, cum să zic, o fabulă. Prezintă viața unui personaj real, ce a făcut el în viața reală, și îl prezintă în niște situații ipotetice, în situații posibile. Deci în alte lumi, cum ar fi, în viața actuală. Era fiul de rege, a vrut să ia tronul de la tatălui, s-a dus la Roma, a făcut nu știu ce dezordini pe acolo, a fost pedepsit, a fost exilat și a murit nefericit. Într-o altă lume. Îl vedem că vrea să asculte ce îi spune un oracol, dacă nu mă înșel, și oracolul îi spune, dacă nu te vei duce la Roma, vei trăi fericit, ascultă ce spune oracolul și se duce într-o lume, într-o cetate, găsește o comoară, devine bogat, devine cunoscut, fericit. În altă lume, mi se pare că se însoară cu fata regelui și ajunge chiar pe tronul acelei cetăți. Deci tot era mai fericit și în lumea aceea. În sensul ăsta, deci vedem cum într-o parte cantitatea de rău era mai mare, era, sau cum să zicem, chiar dacă era mare, era mai puțină decât în celelalte două lumi în care l-a prezentat Leibniz. În sensul ăsta este vorba de măsurarea, în ghilimele, cantității de bine sau de rău. Care iarăși implică o latură subiectivă, individuală, care ține de individ la individ. Ține în sensul că fiecare are, cum să zicem, Un este anumit grad de destinat. suportabilitate. Da. Este destinat, vorbim de un drum prestabilit înainte de Dumnezeu. E prestabilit în sensul că l-a făcut Creatorul, noi nu-l cunoaștem, dar să zicem că există așa, e scris într-o carte. Dar noi nu avem acces la acea carte, numai Creatorul are. Și atunci el știe din cartea aia, uite ce se va întâmpla în ziua cu tare, ce se va întâmpla, cu fiecare dintre noi. Noi însă nu știm. Noi știm pe măsură ce facem lucrurile respective. Dar putem să modificăm acest drum unde intervine Față de liberul arbitru. ce e în carte, nu putem. Liberul arbitru înseamnă exact în sensul ăsta. Tu poți să modifici, poți să faci orice îți propui să faci, dar nu știi ce scrie în carte. Dacă tu ai ști ce scrie în carte, ar fi altă treabă, dar noi nu știm. Noi nu avem acea cunoaștere. Noi avem cunoaștere numai a posteriori, deci a faptelor noastre după ce s-au realizat. Deci a unor fapte care s-au întreprins. Nu putem să cunoaștem astăzi ce ni se va întâmpla mâine.
Dar putem să modificăm ceea ce ni se va întâmpla mâine prin acțiunile noastre de astăzi? Modificăm, sigur că putem. În fiecare clipă modificăm nu numai acțiunile noastre, dar tot universul. Chiar faptul că noi stăm aici de vorbă, modificăm tot ce se întâmplă în lume. Asta crede Leibniz, asta e armonia prestabilă. Putem să modificăm în sensul că în fiecare moment avem în față mai multe posibilități, în fiecare secundă, sau cum să zicem, în fiecare zi. Avem în față mai multe zile. Pentru mâine, de exemplu, putem să mergem în locul X sau putem să mergem în locul Y. Putem să ne sculăm la ora cutare sau să ne sculăm la altă oră. Putem să modificăm. Divinitatea ne dă această posibilitate. Da, asta este libertatea. Dar noi nu știm. Dacă noi am ști dinainte ora la care ne vom scula mâine, aia e altă treabă. Nu stăm în puterea noastră să cunoaștem ora și să ne sculăm la altă oră. Asta nu putem să o facem, pentru că noi nu suntem Dumnezeu. Numai Dumnezeu știe exact și dinainte de a se întâmpla, știe lucrurile toate acestea dintr-o dată. Mă gândeam acum la o sumedenie de declarații ale angajați de la World Trade Center pe 11 septembrie, când s-a întâmplat acea nenorocire care a schimbat cursul istoriei omenirii, care spuneau că din diverse motive extrem de puțin importante s-au întors din drum și practic câteva secunde le-au schimbat viața, au făcut diferența între viață și moarte. Da, cei care au scăpat, indiscutabil. După cum și cei care au murit, probabil câteva secunde au luat o decizie greșită. Și putem să aducem asta până la urmă în viața noastră de zi cu zi, pentru că de foarte multe ori secundele fac diferența între a ne schimba efectiv destinul, între a fi sau a nu fi în această lume sau, până la urmă, între a ne schimba cu totul existența. Sigur, ați dat un exemplu foarte radical, dar nu numai în sensul acesta, că luăm niște decizii care ne pot ține în viață sau ne pot face să ne pierdem viața, dar decizii obișnuite de fiecare zi pe care noi le putem lua și care influențează tot cursul lumii, tot cursul nostru și odată cu el tot cursul lumii. Lumea noastră arată diferit în fiecare secundă, să zic așa, față de felul cum gândim noi, felul cum acționăm, felul cum vrem, idealurile, speranțele noastre. Dacă toți oamenii din lume, de exemplu, ar gândi că e bine să păstrăm mediul curat și îngrijit și să nu fie poluare, să nu fie noxe, îmi închipui că planeta n-ar trece prin schimbările astea climatice teribile prin care trece. Sau dacă toți oamenii ar iubi pacea și cooperarea și prietenia, nu s-ar lupta, n-ar trage cutunul, n-ar pune bombe. Eu cred că lucrurile acestea chiar sunt importante. Exact despre asta este vorba. Acum, sunt de acord că există niște interese. Cei care dezvoltă atât de tare industria încât face foarte multe noxe, o fac din anumite interese economice. Cei care se luptă și se războiesc și cu ISIS și în Irak și în Siria, nu știu ce, au anumite interese economice sau de bani sau de petrol sau de apă sau ce nevoi mai au ei acolo. Dar noi nu vorbim despre motivații aici. Noi vorbim despre faptul că felul cum gândim noi și felul cum acționăm în fiecare clipă poate să schimbe tot universul. Și o acțiune individuală, până la urmă, se poate să atragă adepți în jurul acesteia și, iată, prin puterea mulțimii, să ducă la schimbări majore asupra unui întreg sistem. Exact. Și o acțiune individuală, și sunt asemenea cazuri, ne putem gândi chiar mai multe exemple din istorie. Foarte mulți conducători, foarte mulți oameni care au lansat o anumită idee, o idee care era foarte bună, foarte valoroasă și în jurul ei au participat numeroși alții și atunci istoria, să zic așa, s-a schimbat. Ne gândim la unirea pe care a făcut-o Mihai Viteazu. Sau mai știu eu ce alte din istoria României, cred că e plină de asemenea exemple, când niște oameni, dorința unui om și voința unui om, bine, ai putea să zici că până la urmă e o chestie care e prea autoritară sau autoritaristă, bun, sunt de acord cu asta, dar să vedem lucrurile din partea cealaltă. Partea bună a lucrurilor este că
cel puțin în cazul Unirii, cel puțin în cazul primului exemplu pe care l-am dat, a avut efecte benefice. Sau alte idei, să ne gândim la Napoleon, să ne gândim la Stalin, ca să dăm și un exemplu rău. Ideile lor au dus la foarte mulți morți. Au dus la milioane și milioane de oameni care au murit numai pentru faptul că cineva a avut o anumită idee. Idee care s-a dovedit a fi foarte proastă, foarte nefericită. Acea idee îndrăzneață care, iată, a dus la modificarea cursului istoriei. Poate idei îndrăznețe care lipsesc astăzi din păcate societății civile de la noi. Da, e o problemă cu societatea civilă. Noi nu avem exercițiu în România de colaborare, de cooperare, de civism. E foarte greu datorită multor ani prin care am trecut în comunism și așa mai departe și mai înainte. Istoria noastră e plină de asemenea exemple. Și de trădări, din păcate. Și de trădări și de foarte multe lucruri. Sunt absolut de acord. Nu stăm bine la capitolul ăsta. Nu stăm bine deloc. Dar învățăm încet, încet. Sunt sigur că tânăra generație, cei care astăzi au 20-30 de ani, văd lucrurile altfel și am în vedere în special pe cei care lucrează în corporații și în companii naționale sau multinaționale, nu pe cei care lucrează la stat, vreau să spun. Nu am nimic cu persoane care lucrează la stat și lucrează la stat și sunt bugetar, dar vreau să spun în ce privește spiritul. Deci e un spirit diferit. Și am să vă dau drept exemplu manifestările care au fost legate de Roșia Montana și nu numai. Spiritul care s-a creat în acea perioadă, spiritul comunitar care s-a creat în acea perioadă, e foarte important și dă seama de felul în care ar fi bine să gândim, ar fi normal, ar fi, cum să zic, dezirabil să gândim. Indiferent că ești de partea, cum să spun, de partea, ești pentru sau împotriva ideii de Roșia Montana. Dar important este să ai totuși o părere, să fii într-o parte sau să ai o părere, să știi despre ce este vorba, să ai curaj să spui acea părere, să aduci argumente și așa mai departe. Dacă vrei să ții la mediu și dacă vrei să ții la comunitate și la tradiție și la păstrarea unui mediu curat și sănătos, atunci ai mai multe argumente pentru a susține că ideea legată de exploatarea de la Roșia Montana nu era o idee bună așa cum a fost ea făcută. Se poate exploata aurul sau poți să faci bogățiile, mă rog, dar se poate găsi o cale care să fie prietenoasă cu mediul. Sau să ne gândim la ce se întâmplă acum, că tot venim vorba, divagăm puțin, legată de drama care, de păduri. Eu numesc asta o crimă, o tragedie. Nu știu dacă știți că sunt în fiecare oră sunt defrișate 30 de hectare în România. În ritmul ăsta, în câțiva ani, România va rămâne fără păduri. Legea pe care au dat-o recent legată de fondul Silvic, care o schimbă pe cea anterioară, a fost bună pentru exploatații, pentru cei care exploatează, pentru oamenii care au bani, pentru finanța, marea finanță din România. Dar nu pentru mediu. Și nu pentru individe, adică. Nu, nici pentru noi, nici pentru turism, nici pentru fiecare dintre noi și așa mai departe. Ce rost are să faci în niște rezervații naturale drumuri? E absurd și foarte multe prevede. Bine, cumva, întorcându-ne la tema noastră, iată cum, până la urmă, interesul imediat, interesul banilor, interesul material pune stăpânire pe ceea ce înseamnă, până la urmă, minte, suflet și așa mai departe. Despre asta însă vom continua discuția cu domn profesor după o scurtă pauză. Siguranță, confort, promptitudine. Transport pentru călători pe cele mai importante rute din oraș. Transport persoane pentru excursii sau curse speciale în cele mai moderne microbuze. Publicitate pe mijloacele de transport pentru promovarea afacerii tale. Inspecții tehnice, periodice pentru autoturisme, tractoare rutiere și remorci, toate la prețuri fără concurență. De aceea, exigențele călătorilor se regăsesc în serviciile noastre. RAT Craiova în fiecare zi. La Manila
Stylish Beauty găsești servicii personalizate de cea mai bună calitate, produse profesionale de ultimă generație într-o atmosferă destinsă. Personalul filipinez folosește tehnici unice în Craiova pentru ca toți clienții să fie mulțumiți. Pensat cu ața, manicură filipineză, îndreptare permanentă a părului, pe toate le puteți încerca la Manila Stylish Beauty. Ne găsiți în Craiova, Calea București, numărul 21, în spatele universității. Vino să vezi diferența! Este tărâmul ancestral danubian. Păstrează tradițiile. Este leagănul culturii brâncușiene. Dă culoare magiei. Inspiră trăiri. Creează momente. Dezvăluie pasiuni. Este plină de viață. Este loc de poveste. Te seduce și te poartă în suflet. Este Craiova. De văzut, de trăit, de povestit. Dacă vă aflați în locuință și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma. Închideți sursele de foc. Nu părăsiți locuința, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne.
Ne-am întors după pauza de publicitate. Suntem în continuare alături de domnul conferențiar universitar dr. Adrian Niță, profesor la Facultatea de Științe Sociale din cadrul Universității din Craiova și de asemenea cercetător științific la Institutul de Filosofie și Psihologie Ceredulescu Motru. Înainte de pauza de publicitate, discutam cu domnul profesor, sau mai bine spus, conversam cu domnul profesor pentru că am trecut printr-o sumedenie de teme, teme care, la care ne răspundeau filozofii din secole trecute, dar care își găsesc provocări, temele ridicate de dumnealor în societatea noastră, în societatea actuală. Domn profesor, v-ați aplecat foarte mult asupra unor teme ale filozofiei din sfârșit de secol 7, dacă nu mă înșel eu. 17. 17, da. Teme dificile pentru societatea noastră. Aș vrea să le și arătăm celor care ne privesc cărțile pe care dumneavoastră le-ați scris. Cărți care, cel puțin în prima, îmi cer scuze, în prima, la prima vedere par adresate unui public țintă, unui public inițiat, unor specialiști, dar nu, sunt probleme actuale ale fiecăruia dintre noi pe care le parcurgem zi de zi. Sunt și nu sunt. De exemplu, aceasta, Metafizica lui Leibniz, care e coordonată de... Este, mai precis, să vorbesc puțin despre serie. Este o serie în 20 de volume, care este în pregătire la editura Universe Encyclopedic Gold. Noi am scos volumul 1, care grupează scrierile de metafizică. Acum trebuie să apară un volum de corespondență și un volum dedicat logicii, limba universală, caracteristică universală și calcul logic. Iar apoi avem, sperăm noi tot în ritmul ăsta de în jur de 2 cărți pe an, scrierile matematice, scrierile științifice, teologice, chiar la anul o să apară teologice, politice, vreo 5 sau 6 volume de corespondență. Deci toată partea de scrieri filozofice elaborată de Leibniz. Iar acest volum, Metafizica, despre care vorbim, grupează într-adevăr câteva texte mai tehnice, mai adresate unor specialiști în domeniul filozofiei sau în domeniul filozofiei moderne, dar și adresate publicului larg. Noi vorbim aici despre relația minte-corp sau suflet-corp. Se vor găsi multe texte care abordează problema asta aici și orice cititor, chiar și nefamiliarizat cu filozofia, chiar și studenții noștri, vor găsi lucruri foarte interesante care îi privesc în mod direct. Cea de-a doua, aceasta e mai tehnică, este o lucrare pe care eu am coordonat-o și grupează 10 texte, 10 capitole elaborate de, o spun fără, cum să spun, în cunoștință de cauză și mi-a asumat răspunderea. De cei mai mari specialiști în Leibniz din lume, am avut un colocviu acum 3 ani la București, pe care eu l-am organizat, i-am invitat acolo și evident că le-am spus că vreau ca aceste comunicări să le publicăm într-un volum. Am făcut contract cu editura Springer, în fine, este, dar n-am spus numele, deci este Metafizica lui Leibniz și Adoptarea formelor substanțiale, apărută la editura Springer. E o editură multinațională, probabil a doua sau a treia ca mărime din lume. Springer din Dordrecht, în Olanda. Eu când am lucrat la această lucrare, am colaborat cu oameni din Olanda, din Elveția, din India, cred că au mai fost și de prim. Cred că și din Germania. Fiind multinațională, se făceau diferitele etapele ale cărții în diferite locuri. Așadar, operă pe care cel puțin specialiștii sunt obligați să le aibă. Da, aceasta este un reper obligatoriu al literaturii secundare dedicate lui Leibniz din plan european. Este indiscutabil. Asta e o realizare remarcabilă. Eu am scris aici introducerea și am și un capitol, comunicarea mea de la acel colog. Altfel, ca să
trec în revista autorii, n-am ochelarii la mine. Daniel Garber e probabil unul dintre cei mai mari specialiști în secolul XVII și în Leibniz. Roger Ariu, probabil cel mai mare specialist în secolul XVII și în Descartes. Richard Arthur de la McMaster University din Hamilton, Stefano Di Bella de la Milano, Andreas Blank de la Paderborn University în Germania, Paul Lodge de la Mansfield din Oxford, o carte remarcabilă, Enrico Pasini de la Torino, Paulin Femister de la Edinburgh și Marco Roinilă de la Helsinki, Universitatea Helsinki. Așadar, o carte remarcabilă care, iată, a reușit să strângă cei mai mari specialiști în coperțile unei singure cărți. Da, și discutăm tot despre suflet, formele substanțiale, că acum o să intrăm în puține detalii, dar nu foarte tare, formele substanțiale, exact despre asta vorbesc, adică sunt forma substanțială, este analog sufletului, ceea ce face ca omul, sau în general o ființă vie, să fie unic, să fie nemuritor, să fie infinit, dacă vreți, și poate revin la aspectul ăsta, finit, infinit, tocmai aceasta este forma substanțială. Ulterior, Leibniz va dezvolta ideea asta în monadă. E mai cunoscută ideea de monadă la Leibniz. Asta este o etapă de tinerețe. El a adoptat formele substanțiale sub influența lui Aristotel, apoi, datorită încărcăturii teologice a acestui termen, a avut nevoie să o schimbe în ideea de monadă. Monada e deja un concept filozofic. Forma substanțială este conceptul de bază folosit de Thomas d'Aquino pentru a elabora, pentru a întemeia, pentru a fundamenta filozofia creștină. Pe baza formei substanțiale aristotelice face d'Aquino filozofia lui creștină. Și din cauza aceasta a fost un foarte important moment în 1678-1679, când Leibniz a adoptat formele substanțiale, dacă e un moment de ruptură sau dacă e un moment de transformare în evoluția gândirii lui Leibniz. Și asta am discutat noi. Deci noi am discutat aici 2 ani. 1678-1679. Deci e o cercetare de vârf, ca să zic așa, în domeniul studiilor leibnizien. Aș vrea să ne întoarcem la ideea pe care o pomenează dumneavoastră, o amintează dumneavoastră în trecere cei drept, despre faptul că sufletul este nemuritor, este infinit, câteva caracteristici ale sufletului la care fiecare dintre noi ne gândim în momentele în care ne este dificil sau suntem puși în situații limită de a ne despărți de unii dintre cei mai dragi sufletului nostru. În momentul acela ne gândim și sperăm că sufletul este nemuritor. Da, tema noastră e foarte generoasă, putem să o abordăm și putem să o legăm de foarte multe lucruri, iar partea aceasta legată de finit, infinit sau etern și cum să zicem, trecător sau veșnic și trecător, e strâns legat. Hai să ne gândim la corp. Corpul este acela care piere, care partea se modifică, materială, care se schimbă, partea materială. Partea spirituală, partea sufletească, sufletul sau forma substanțială după Leibniz sau monada după Leibniz, este aceea care dă unitate, cel care dă forma. Să ne gândim la, nu știu cum să zic, la forma unui pahar. Noi, dacă punem un copil mic să deseneze un pahar, va face ceva așa, ca un fel de U. Aia e forma. Oricine poate să facă, sau legat de om, forma omului. Eu nu sunt bun la desen și de când mă știu, dacă mă pui să desenez un om, fac ceva rotund la cap, o linie la gât, două linii la mâini, două linii la picioare. Aia e forma de om sau forma omului. E, această formă substanțială este cea care îi dă omului unitatea, îi dă infinitatea, îi dă eternitatea. Și legat de problema finit-infinit, vreau să vă spun un lucru foarte interesant care mi-amintește de o lămurire a lui Solomon Marcus, legată exact despre raportul corp și suflet. Noi suntem oamenii și, în general, orice ființă vie. Un fel de finit în infinit sau infinit în finit. Pentru că noi nu suntem corp
plus suflet, ca să zic așa. Deci nu suntem niște ființe duale. Noi suntem un monolit. Suntem corp și suflet, sau cum să zic, într-un cuvânt. Vorbind o unitate între cele două. O unitate, e o unitate între cele două. Dar sufletul nu există și în afara corpului? După Leibniz, nu. Exact asta e problema. Nu există suflete fără corp și corp fără suflet. Deci chestia cu zombii, copiii de acum se uită toată ziua la zombii și la așa, nu era prizată de Leibniz și probabil de mulți din secolul XVII. E exact în ideea asta. Acum, dacă mă veți întreba de îngeri și de Dumnezeu, ea e o problemă diferită asta. După Leibniz, ei au un fel de corp, dar e de altă natură, e așa, eteric, nu știu cum să spun. Oricum, nu e material. Îngerii și Dumnezeu nu au, ca noi, nu au nevoie de piele ca să simtă temperatura, nu au nevoie de ochi, de urechi, pentru a ști. Noi avem aceste organe de simț ca să cunoaștem, ca să interacționăm cu mediul. Îngerii nu au nevoie de așa ceva pentru că au o cunoaștere, cum să spun, directă, intuitivă. Știu lucrurile chiar înainte de a se întâmpla, deci n-au nevoie de organe de simț. Și atunci problema corpului pentru ei e diferită, e într-un alt registru. Deci nu există suflete fără corp și nici corpuri fără suflete. Ba chiar după Leibniz, totul e însuflețit. Chiar și o masă, un scaun, nu în sensul că ar avea un suflet, dar în sensul că fiecare părticică din masă, fiecare centimetru, e plină de ființe vii. Să zicem că avem așa un aparat și putem să... La nivel microscopic le-am vedea. Exact, vom găsi pe acolo nu știu ce spori, microbacterii, virus. Asta vrea Leibniz să spună. Poate că e exagerat din punct de vedere științific al secolului 20, dar asta e mai puțin important. Important este că ideea pe care o susține este aceea că există suflete peste tot. Suflete, spirite, forme substanțiale, monade, peste tot. Nu e niciun centimetru din jurul nostru, din lume, care să nu aibă măcar o formă substanțială sau o monadă. Un suflet, dacă vreți. Și ce se întâmplă după ce partea materială, trupul, da, îmbătrânește și se duce? Ce se întâmplă cu sufletul? Pentru că susținea că nu putem să punem, eu știu, că ar putea să existe una fără alta. Ce e interesant la Leibniz este că nu numai că sufletul subzistă și e nemuritor, dar chiar și corpul subzistă. Ideea asta că se transformă, că noi astăzi așa spunem, că se transformă, devenim elementele primordiale, ne întoarcem de unde am venit, carbon, calciu, mai știu eu ce, așa, praful sterar. Exact asta a fost la an, probabil, inițial, cei care ne ascultă știu că explozia aceea inițială Big Bang a făcut ca elementele, de exemplu, aurul sau astea grele, aurul, fierul, metalele, mă rog, să fie în acel miez. Ele de acolo sunt. Noi acum ne întoarcem în acele elemente, astfel încât să permitem încă o nouă explozie atunci când universul probabil va dispărea sau, eu știu, va fi o altă explozie, aici nu se știe. Chestia este complicată legată de... Ar fi interesant să vorbim cu un fizician, să-l întrebăm pe domnul Radu Constantinescu ce ne spune legat de evoluția universului. Pentru că există mai multe teorii. Unii susțin că este în expansiune continuă universul, alții susțin că este în expansiune după care se va restrânge, astfel încât vom asista din nou la o explozie. Apoi iarăși se va expanda, iarăși se va restrânge și așa la infinit. Deci asta e foarte interesant din punctul ăsta de vedere. Dar nu avem decât aceeași idee aici, și anume ideea de evoluție. Leibniz, din punctul ăsta de vedere, este extrem de modern, chiar dacă a trăit cu 300 de ani, 400 de ani. Sunt însă și o parte de filozofi, cel puțin cei contemporani, care aduc în prim plan și o idee a involuției ființei umane. Da, dintr-un anumit... În contrapunct cu evoluția tehnică, științifică, la care, iată, asistăm. Vorbim de involuție interioară, da, sufletească. Dintr-un anumit punct de vedere, se poate spune, da, suntem mai rapizi, mai, eu știu, mai materialiști, mai...
Probabil, mai lacom, mai, mă rog, avem multe păcate. Dar ideea, după părerea mea, ideea este că e important să ne străduim. Dacă noi ne străduim să fim mai buni, să fim mai drepți, să fim mai corecți, am câștigat meciul. Nu trebuie să câștigăm, cum să zic, deci nu trebuie să ne gândim la rezultat. Încercarea este aceea care contează, străduința este aceea care contează. De, legat de, de lucrul ăsta, nu pot să nu remarc, să nu subliniez, că pe noi la specializarea noastră filozofie ne interesează foarte mult treaba asta, strădania studentului. Mai puțin rezultatul. Dacă îl pui să facă un referat, mă interesează mai puțin forma referatului și rezultatul la care el ajunge. Că nu am nevoie să-mi scrie ceva extraordinar despre Leibniz. Dar mă interesează să văd că s-a străduit, că a citit, el cu mintea lui și cu pixul lui a pus pe hârtie niște idei. Asta e foarte important. Deci strădania este lucru care mă interesează în primul rând, pentru că tocmai asta este dimensiunea formativă a învățământului. Țin mai mult la dimensiunea formativă decât la cea informativă. Pentru că dimensiunea informativă poți să mergi la bibliotecă, să citești, să iei de pe internet, să lucrurile sunt simple astăzi. Dar a te forma, a forma idei, a forma convingeri, a fi apropiat de valori, am vorbit mai înainte de protecția mediului, a forma aceste idei și aceste convingeri, după părerea mea, este o activitate mult mai importantă pentru învățământ decât a înmagazina niște cunoștințe, niște informații. Care oricum se pierd la un moment dat. A învăța studentul să învețe, în definitiv, și să-și formeze baza. Întorcându-ne însă la subiectul de astăzi, am vorbit mult despre unul dintre mari filozofi, o personalitate enciclopedică a acelor vremuri, cu o pregătire vastă din foarte multe domenii. Știu că, printre altele, era și matematician. Foarte mulți dintre noi ne sună cunoscut numele din matematică. Cum se îmbină aceste laturi ale sufletului, emoționale, cu laturile foarte tehnice, foarte matematice, foarte clare, foarte la obiect? Pentru că când vorbim de filozofie și acea expresie care duce cumva filozoful în altă arie, filozofează pe undeva, dă pe alocuri. Și matematica care este extrem de clară și la obiect. Sigur, Leibniz a fost și cu capul nori, ca orice filozof, dar a fost și cu picioarele pe pământ, ca orice savant, inginer, om de știință. A avut contribuții foarte însemnate, a scris și poezii, a avut contribuții foarte însemnate în multe domenii. Cred că lucrurile se leagă la el, pentru că așa era spiritul lui enciclopedic. Îi plăceau toate aceste domenii, voia să le cunoască, să le știe pe toate. Tocmai din cauza aceasta a încercat să facă un fel de enciclopedie, cum să spun, o mare carte cu toate cunoștințele, toate propozițiile adevărate. După aceea a încercat să facă, să putem să calculăm, să putem să ordonăm acele cunoștințe, astfel încât să avem demonstrații ale propozițiilor adevărate. Și mai mult decât atât, să permitem să și obținem alte cunoștințe noi. Lucrurile acestea se leagă. Și sunt legate în același timp toate aceste cercetări de ideile de metafizică. Ele au fost dezvoltate în paralel. Noi le studiem, cum să zic, pe domenii. Uite, aici ai cercetările de logică, aici ai cercetările de etică, aici ai cercetările de matematică. Dar la el nu cred că au fost așa. Chiar dacă să zicem că pe manuscrisele lui, îmi pare rău că nu am aici niciun desen, ca să vă arăt un manuscris, pe manuscrisele lui, să zicem că avea scrieri de matematică. Acelea erau, clar, scrieri de matematică sau avea scrieri dedicate teologiei. Bun, în regulă. Dar omul care le-a făcut, omul care a stat în spatele acelor idei, acelor cercetări, avea nevoie să le întregească, să facă ceva rotund. Iar ele stăteau pentru niște preocupări ale lui, legate de lume, legate de ce este omul, legate de felul cum să demonstrăm că suntem liberi, cum să demonstrăm că Dumnezeu există.
Cum să demonstrăm că suntem fericiți sau că avem nevoie de fericire sau care e relația cu fericirea. Și toate aceste probleme. Deci, nu știu dacă am fost foarte, foarte clar. Deci ele sunt separate, că mi-a spus întrebarea legată de cum se împacă. Ele sunt separate numai didactic, numai ca să le cercetăm, ca să le vedem noi. Dar în detaliu ele se întrepătrund. Dar de fapt ele se întrepătrund. În natura obișnuită a lucrurilor, în natura firească a lucrurilor. Ele se întrepătrund, exact. Și putem să dăm exemplu chiar cu problema suflet-corp. Pentru a discuta de problema asta, ai nevoie să știi câte ceva și despre psihologie, ai nevoie să știi lucruri despre lingvistică și despre felul cum folosim cuvintele și limbajul, ai nevoie să știi despre corporalitate, știu, matematică, inginerie, fizică sau mai știu, despre teologie nu mai vorbesc, pentru că problema sufletului e strâns legată de teologie, nu poți să o separi. Domnul profesor, și pentru că nu mai avem foarte mult timp, o ultimă întrebare, pentru că suntem într-o lume dominată din ce în ce mai mult de partea materială. Trăim într-o societate de consum la momentul actual. Cât influențează partea materială, corpul, dacă e să-i spunem așa, mintea sau sufletul? Dacă mă întrebați sau pe și mine, mai bine ar fi să punem întrebarea altfel, cum putem să controlăm până la urmă partea materială cu sufletul și cu mintea, dacă putem să punem semn de egalitate între cele două terminologii. Dacă mă întrebați pe mine, problema este pusă, cum să zic, trebuie repusă în alți termeni, pentru că aduce foarte mult a dualism. După, și așa ar fi interesant în raport cu filozofia lui Descartes. Descartes a considerat că suntem o substanță spirituală și o substanță materială. După Leibniz, nu există interacțiune cauzală între cele două. Cele două sunt așa, paralele. Sufletul are legile lui, face lucrurile pe care le face, corpul are legile lui, face lucrurile pe care le face. Ele sunt paralele, dar acționează ca și când ar fi, cum să zic, o influență între ele. Să zicem că corpul... Există un feedback reciproc. Corpul primește o înțepătură, dar o simte sufletul aici. Dar cu toate acestea, nu există o legătură între ele. Ci ele sunt făcute dintotdeauna de creator, în așa fel încât să acționeze paralel, astfel încât ca la momentul cutare, sufletul să simtă acea înțepătură. Așadar, nu putem să ne desprindem. Cele două părți merg, indiferent că ne place uneori, alteori mai puțin, și uneori am vrea să ne desprindem cumva de lucrurile materiale și să încercăm cel puțin la nivel mental, sufletesc, dacă vreți, să mergem și să trăim cumva într-o altă dimensiune. Iată că nici enciclopedia, personalitatea enciclopedică despre care am vorbit astăzi, nu ne dă mari speranțe în acest sens. Da, problema e foarte complicată și foarte complexă. Este, cum să zic, depinde numai de noi, felul cum noi vrem să punem accentele. Leibniz ne oferă niște argumente. Dacă ne plac argumentele lui și dacă vrem să fim leibnizie, ok, atunci îmbrățișăm poziția lui. Mie îmi place însă să gândesc cu mintea mea și să învăț și pe studenți să gândească cu mintea lor și să aibă răspunsurile lor la, fie la probleme perene, acestea despre care tot vorbim, fie la problemele lor personale. Foarte important însă este să-și pună întrebări și să citească, să caute răspunsuri, pentru că în orice există un răspuns. Vă mulțumesc, domn profesor, că ne-ați fost astăzi partener de dialog. Vă invităm și cu alte ocazii cu mare drag. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor de acasă. Sper că această oră, dincolo de problemele cotidiene, v-a prins bine. Toate cele bune, la revedere! Mai rămânem 30.